2018, în cadrul salariului copiilor Turcia. A fi om nu înseamnă nimic altceva decât a fi responsabil, a trăi și a simți că cu fiecare viață ce o aștept în fața ta, construiește fapt lumea. Așa cum spunea Antoine de Saint în trei discipline. În acest context școlar, am așternut în calea noastră foarte multe asemenea pietre și cred că această lume se construiește și prin noi. Ne bucurăm și să vă sărbătorim împreună tot ce am realizat în cursul acestui an școlar. În acest context de sărbătoare, putem afirma cu toată convingerea că avem în spate o impresionantă muncă și efort. Am visat, apoi am proiectat. Ne-am făcut griji, am avut incertitudini și momente de nesiguranță. Dar în majoritatea cazurilor am izbândit. Acestea fiind spuse, o invit în scenă pe domnul director, pe la Laura. Bună ziua și bine ați revenit între noi! Mă uit la o sală aproape plină, mă gândesc că am început anul cu o sală și mai plină, dar am să dau vina pe căldura de afară. Dar vă mulțumim că ați rămas până la sfârșit și ați ales să faceți parte din povestea acestui palat, plin de prinți, de prințese, de regine și de regi care stau aici pe primul rând și care vă vor felicita și premia pentru ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Așa cum bine spunea amicuța noastră prezentatoare, a fost un an plin de activități, cred că ați văzut cu toții, poate nici anul acesta nu ne-am promovat suficient, dar uităm că la anul o să ne promovăm și mai mult. Dar pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri, la sfârșitul fiecărui an școlar, aici în Palatul Copiilor Turcia obișnuim să ne premiem elevii care s-au remarcat prin prezență la aproape toate activitățile. De ce? Prin rezultate deosebite la concursuri, prin participări la festivaluri, la simpozioane, prin activități de voluntariat, în funcție de specificul fiecărei activități pe care le desfășurăm noi. Așa că, într-o ordine strictă alfabetică a profesorilor, nici într-un caz în ordinea, nu știu, nu există o ordine importanței. Fiecare cerc în Palatul Copiilor este un cerc important, pentru că fiecare face altceva și învață pe copii și ajută să dobândească alte abilități. Tocmai de aceea sunt copii care frecventează două, trei cercuri, fiindcă vor să învețe cât mai multe. În ordinea, deci, alfabetică a profesorilor, am să invit aceștia în scenă. O să încercăm repede, repede să premiem, fiindcă eu știu că, de fapt, sunteți nerăbdători să aplaudeați micuții noștri cântăreți și dansatori. Astăzi vă facem o surpriză și cu recitat, și cu poezii, și multe alte minuni. Așa că, pentru început, urmează pentru a fi premiați, partea asta vorbim la nivel de trupe, că asta se întâmplă la mari artiști, așa la mult și descoperitori din pe rând, reprezentanții Centrului de Muzică Folk, coordonat de domnul profesor Iordan Marius, pe care îl invită pe scenă. Bună ziua! La Centrul de Muzică Folk s-au evidențiat în mod deosebit două trupe, trupa de primat și trupa de primat de lucru. Îmi zic în scenă de reprezentare. Să-ți rămân din viața României, că noi suntem partidul.
Trăiască România, trăiască tricolor.